Un examen medical pentru conducătorii auto, conform unui proiect lansat recent în dezbatere publică, autoritățile vor introduce un nou examen medical pentru șoferi. În cazul în care această testare nu va fi trecută de candidat, acesta va fi declarat inapt pentru conducerea autovehiculelor. Conform unui proiect de ordin de ministru publicat pe pagina Ministerului Sănătății, cei care doresc să devină șoferi profesioniști vor avea de făcut în plus un control pneumologic, ce va deveni obligatoriu. Potrivit proiectului, controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanții de permise pentru grupa a doua, adică șoferii profesioniști. În urma acestei examinări, candidatul va fi declarat apt sau inapt. În cazul în care, la una din specialitățile medicale menționate în fișă, candidatul este declarat inapt conducerea auto, aceasta va fi și concluzia finală a examenului medical. Actuala legislație prevede ca fișa medicală pentru obținerea permisului să conțină examene de specialitate la medicină internă, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, orele și oftalmologie. Proiectul prevede ca persoanele care doresc să obțină un permis de categoria a doua, adică pentru autovehicule de mari dimensiuni, precum autobuze, camioane, transport mărfuri, să parcurgă și un examen la specialitatea pneumologie. Proiectul mai prevede de asemenea creșterea valabilității examenului medical de la 6 luni, cât este în prezent, la 1 an, în cazul tuturor categoriilor de obținere a permisului de conducere.